Anul acesta, în luna aprilie, se împlinesc exact 30 de ani de când un grup de pasionați de hipism au înființat la Piatra Neamț una dintre cele mai mari și bine dotate baze hipice din țară. Din păcate, în ultimii 10 ani, președintele bazei hipice, consilierul județean Costache Lupu, a avut de dus o luptă inegală cu mafia imobiliară din jurul ex-primarului Gheorghe Ștefan, care dorea să pună mâna pe terenul pe care se află în prezent baza hipică. A fost nevoie de o luptă uneori inegală pentru ca rechinii imobiliari să nu ia cu japca terenul și să nu desființeze baza hipică, care funcționează doar cu sprijinul unor societăți pasionate de cel mai elegant sport, hipismul. Eu zic că sportul aristocratic și sportul rege este călăria. Este un sport care la Piatra Neamț a prins rădăcini încă de pe vremea comunismului. Această bază hipică a fost construită în perioada 1983-1986 și întâmplarea face ca în acest an, 2016, noi să aniversăm 30 de ani de la înființarea, de la darea în folosință, mai bine zis, a bazei hipice și toate activitățile pe care le organizăm anul acesta la Piatra Neamț, mă refer la în domeniul sportului călare, se află sub acest semn al celor 30 de ani de călărie la Piatra Neamț, de sport ecvestru. Și avem foarte multe activități pe care le organizăm, chiar dacă, așa cum de altfel ați amintit la început, am întâmpinat foarte multe... Elegant spus ați întâmpinat, dar v-ați luptat cu o mafie... Da. Care a vrut să pună mâna pe această bază. Profesorul Costache Lupu, la cei 72 de ani ai săi, rămâne un pasionat al acestui sport, decis să se bată pentru ca ai săi cu toți dumnezeii politici pentru a menține neatinsă de interesele imobiliare această bază hipică. El a condus echipa postului nostru de televiziune în adăpostul de iarnă al bazei, prezentându-ne fiecare cal cu istoria și performanțele sale. Suntem în adăpostul de iarnă al bazei hipice. Avem trei categorii de cai. Sunt cai de performanță, cai pentru agrement și pentru școală și cai pentru atelaje, pentru trăsuri. Avem aici rase pur sânge englez, pur sânge arab, rasă sport românească și un număr de 4 ponei, o să vedeți, pe care îi folosim la copii, atât la călărie cât și la trăsuri. Avem trăsură specială pentru ponei și pentru copii este o mare bucurie, mai ales vara, să vină aici să se plimbe. Sunt foarte mulți care ne frecventează baza hipică. Cred că nu sunt turiști care să treacă prin orașul Piatra Neamț și să nu viziteze baza hipică. Împătimit de echitație, Costache Lupu cunoaște povestea și performanțele fiecărui exemplar cabalin. Îi butează sportivii noștri, îngrijitorii. Asta este un produs, este o mânză de un an. Este pur sânge englez, provine din mama, o cheamă Sonia. Este o iapă foarte, adică va fi o iapă foarte frumoasă, docilă. Cu siguranță că va avea și calități de săritoare, pentru că, în general, caii pur sânge englez sunt săritori peste obstacole. Caii au și povești hazlii legate de comportamentul lor. Unul dintre cele mai frumoase exemplare de ponei este poreclit domn primar din cauza adversității pe care a avut-o față de Pinaltei, fostul primar de Piatra Neamț, cel care a vrut să ia cu japca terenul pe care se află construită baza hipică. Este un pic mai îmbrăznicuț. Jesse, de ce îi spune primar? De ce ați fost primar, domnul primar? Poziți? Spunea în niștor dumneavoastră că e poreclit și domnul primar. Păi a fost o întâmplare, na, o coincidență, mai bine zis. Înainte de a fi arestat Pinaltei, a venit aici în baza mea, noi o activitate, și când venea cu mașina pe alia principală, Jesse era la trăsură și parcă într-un fel de răzbunare pentru toate necazurile pe care ni le-a adus Ștefan Nouă, celor de la cai, a intrat cu hulubile exact în mașina primarului. Și de atunci a rămas de da, primar. Toți îi spun domnul primar. Costache Lupu vorbește cu o pasiune contagioasă despre caii săi și despre lupta sa de un deceniu pentru menținerea bazei hipice de la Piatra Neamț, luptă câștigată prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție. Anul acesta, la Piatra Neamț, Costache Lupu va organiza ample manifestări sportive legate de împlinirea a 30 de ani de existență a sportului rege, hipismul.
În cursul acestei zile veți putea urmări un amplu reportaj de la baza hipică din Piatra Neamț, admirând frumoasele exemplare de cai crescute și antrenate aici pentru călărie, agrement și școală de echitație.